Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă arăt cum puteți demonta plafoniera spate cu lumini, asta de aici, la un Audi Q5 2016. Să știți că și la Audi A6 și la Audi A4 2016 e același principiu de demontat. Aveți nevoie de o șurubelniță cu cap drept și efectiv băgați aici undeva în partea laterală și în partea asta și trageți în jos. Ea se declipsează foarte ușor pentru că are aceste două clipsuri de fier. Vedeți? Asta și asta de aici. Și în partea asta la fel. Ăla și cu ăla de acolo. Pentru a desface mufa, efectiv apăsăm pe, are aici, nu știu dacă se vede, are această pârghiuță de plastic, apăsăm pe ea și tragem de mufă. Eu am să pun pauză la telefon pentru că nu pot cu o mână. Gata, am dat-o jos. Cam așa arată plafoniera. Pentru a schimba becurile, trebuie să demontați acest plastic, adică el este clipsat în aceste clipsuri, vedeți? E aici, aici și aici. Deci e clipsat pentru asta, și mai avem și aici, vedeți? Acele cleme. Mai mult aceste cleme țin acest plastic. Pentru asta avem nevoie de aceeași șurubelniță dreaptă cu capătul drept și băgăm aici unde este această buză. Pentru asta e făcută și efectiv dăm în exterior, în dreapta. Deci o băgăm și dăm așa, în dreapta, și s-a declipsat. Așa o să procedăm și în partea asta. La mine e un pic mai greu pentru că am o singură mână. Așa o să facem și în partea asta. Și în partea asta. Și în partea asta. Și s-a desfăcut acest plastic, vedeți? Și foarte ușor ați ajuns la becuri. Becurile sunt normale, ca sunt fix aceleași becuri ca la Logan, pe poziție, la număr. Deci acest tip de bec îl găsiți și la Ocean și la Carrefour, peste tot. Deci nu e ceva complicat. Dacă vreți să puneți alte becuri, puteți să puneți fără probleme. Foarte simplu de desfăcut. Pentru a le pune la loc, doar le punem pe poziții. Deci punem acest plastic pe poziții. Deci îl puneți pe poziții și efectiv apăsați pe el să se clipseze. Când auziți click, înseamnă că s-a clipsat. Cam asta a fost. Ceva simplu, ceva ușor. Acum am să o pun sus. Am oprit filmarea ca să bag mufa. Atunci când băgați mufa, o puneți pe poziție și doar apăsați pe ea. Mie mi-a scăpat că vreau să vă arăt și vouă cum se aude click-ul. Nu se pune, doar o puneți pe poziție și apăsați de ea până auziți un click. După care o introduceți în locașul ei și efectiv
apăsați pe ea. Și este la loc, clipsată, bine pusă. Cam asta a fost, sper că v-am fost de folos și v-ați făcut o mică idee cum se demontează o plafonieră la un Audi Q5.